Această rubrică vă este oferită de Sanador. După 2 ani de pandemie se văd din păcate efectele amânării vizitelor la medic în cazul bolilor grave. Mulți bolnavi de cancer au descoperit târziu boala sau au amânat tratamentele recomandate. Despre importanța diagnosticului precoce al patologiei oncologice, discutăm cu doamna dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum se realizează diagnosticul precoce al cancerului? Evaluarea periodică prin teste de screening ajută la diagnosticarea precoce a neoplaziilor. Screeningul este de obicei personalizat în funcție de grupa de vârstă, de istoricul medical personal al pacientului, de istoricul familial al pacientului sau de o serie de factori, cum ar fi factori de risc pentru fiecare pacient. Spre exemplu, în neoplazia de sân, cancerul de sân, cea mai frecventă patologie neoplazică la femei, mamografia este indicată după vârsta de 40 de ani, ca evaluare screening. Dar în contextul în care în familia pacientei există rude de gradul 1 care au prezentat cancer de sân, această evaluare prin mamografie se poate începe de la vârsta de 30 de ani, asociat cu evaluarea prin ecografie de sân. La bărbat, cea mai frecvent diagnosticată precoce neoplazie este cancerul de prostată. Aceasta se efectuează prin evaluarea unei analize de sânge, care se cheamă antigen prostatic specific, așa numitul PSA, însoțit de consult urologic, care se solicită la bărbați peste 50 de ani. De asemenea, pentru cancerul colorectal există un screening important efectuat prin colonoscopie și prin teste de hemoragie oculte. Colonoscopia este indicată la persoane de peste 50 de ani. Această colonoscopie, dacă este normală, se repetă într-un interval de 3-5 ani, dar dacă pacientul prezintă rude de gradul 1 cu cancer colorectal, dacă prezintă anumite afecțiuni, cum ar fi colița ulcerativă sau dacă are un istoric de polip adenomatos, această evaluare colonoscopică se va face în fiecare an. De asemenea, la femei se fac teste de screening pentru cancerul de col uterin. Aceste teste de screening se fac la femeia cu viață sexuală activă în fiecare an printr-un test Babeș-Papanicolau, iar după 30 de ani se face și un test de identificare pentru papilomavirus. De ce este importantă diagnosticarea timpurie? Diagnosticarea timpurie face diferența între viață și moarte. A doua afecțiune ca mortalitate la nivel mondial după afecțiunile cardiovasculare e reprezentată de mortalitatea prin bolile neoplazice. Cu cât diagnosticul este mai precoce, cu atât de mai mult se salvează vieți. Se consideră că aproximativ 60% din vieți pot fi salvate dacă neoplazia este descoperită în stadiul 1, uneori chiar și în stadiul 2 la anumite neoplazii. Ce trebuie făcut în privința screeningului oncologic în această perioadă, în perioada pandemiei? În perioada pandemiei, mulți pacienți au refuzat sau au amânat să se prezinte la medic de teama de a se infecta de coronavirus. Lucru care a dus la o creștere marcată a patologiei neoplazice în stadiu terminal, lucru cu care ne confruntăm în acest an. De aceea, sfatul meu ar fi să nu se întârzie efectuarea acestor teste de screening, sub nicio formă, pentru că ele fac diferența între viață și moarte. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc frumos! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.